Ajuns în București la o secție de eliberare a buletinilor, stau în rând și când se aplică, doamna îmi spune că chiar dacă o să pui pachetul de acte, o să-l depui, o să-ți vină refuz pentru că tu nu configurezi în dovada de cetățenie a tatălui. Când obțin dată cetățenia și a încercat să facă și mie certificatul, chiar și mie tatăl mi-a spus că atunci eu am făcut, m-au îndrumat, dar nimeni nu mi-a spus aceasta. El a spus că dacă știam, la sigur te introduceam și în dovada mea de cetățenie. În 2011 mi-a fost emis certificat de naștere român și apoi eu atunci stăteam bine, credeam că zic, când o să împlinesc și eu 18 sau 19 ani, o să obțin pașaportul simplu. Și uite că acum la 21 de ani am zis că de ce nu să plec în București și obțin întâi de toate buletinul. Dar într-un final am întrebat, zic, cum pot eu totuși să rezolv problema? Am spus că pleci la consulatul României în Moldova și întrebi. Am venit acasă, stat două zile și chiar automat a trei zile am plecat dimineață. Am ajuns acolo și plec la doamna de la recepție și îi spun, zic că uitați-vă care a fost situația, am plecat în România și mi-au spus că nu configurez în dovadă de cetățenie a tatălui. Ei au spus că trebuie să pleci la sectorul numărul 1 din București și printr-o cerere oficială în scris să-ți ofere răspuns dacă într-adevăr ești inclus în dovada de cetățenie a tatălui sau nu. Și adică este o situație, cum spun, absurd într-un fel. Nici nu știu ce să fac, să plec să anulez certificatul de naștere. Sincer, nici nu știu, sunt într-o situație în care nu pot afla răspunsul.